Bună, numele meu este Adriana, Adriana Claudia. Și astăzi am ales să vorbesc despre o temă la care m-am pregătit foarte mult și mai ales la partea practică. Și ce e interesant că mult timp nici n-am știut că fac acest lucru măcar, până cu ceva timp în urmă. Am ales să vorbesc despre amânare. Câți dintre voi amână lucrurile? Aproape toată lumea. Probabil sunt și câțiva care n-amână lucrurile. Aceștia înseamnă că deja au căutat niște căi prin a stopa această amânare. Amânând de la cele mai simple lucruri, amânând de la cele mai plăcute lucruri, amânând de la lucrurile care ne au puțin timp de făcut, până la lucrurile care, odată făcute, ne poate schimba viața. Și ne poate schimba viața radical, la 180 de grade se schimbe, sau se poate schimba ușor, încet, constant, dar când privim în urmă, în loc să ajungem într-un anumit punct în care am fi ajuns dacă n-am fi făcut ceea ce ne dorim, ajungem în cu totul și cu totul altă parte. Puteți să-mi dați exemple de câteva lucruri pe care le amânați? Da, eu mi-amân plecarea acum. Da, amânăm de la... Trebuia să plec. Amânăm să citim o carte. Amân să vin la public speaking group, că nu am discut. Da, amânăm să faci o prezentare și după aceea este prea târziu și nu mai faci mai. Amânăm să sunăm un prieten, amânăm să facem o călătorie, amânăm să începem un proiect. Și pentru că m-am confruntat și eu cu amânarea foarte mult, m-am gândit ce pot să fac ca să opresc această amânare. Și evident, de câte ori ne gândim la ceva și formulăm un răspuns, o întrebare foarte clar, mintea noastră caută și caută până când găsește un răspuns sau mai multe. Nu într-o zi, nu în două, dar oricum mintea noastră sigur este conectată la ce ne preocupă pe noi. Și am găsit câteva răspunsuri. Primul pas pe care trebuie să-l facem, care aparent s-ar putea să n-aibă nicio legătură cu amânarea, este să privim realitatea așa cum este ea. Să nu cosmetizăm, să nu încercăm să găsim un unghi favorabil în care să zicem ok, aici mă simt bine, hai să văd, așa e realitatea. Nu, să încercăm să privim fără niciun filtru. Să încercăm să privim realitatea spunându-ne adevărul, fără nicio minciună. Putem să ne extragem din situația aia și să punem pe cineva în locul nostru, să zicem că noi nu suntem în situația aia, să punem cel mai bun prieten. Și dacă vedem aceeași realitate, înseamnă că suntem cât mai aproape de realitatea reală. După aceea putem să schimbăm, putem să punem în mijloc pe cineva, o persoană care nu este foarte aproape de inima noastră. Dacă vedem aceeași realitate, înseamnă că într-adevăr suntem aproape de acea realitate care trebuie. În momentul ăsta trebuie doar să observăm, nu să judecăm, doar să observăm realitatea și să conștientizăm. Și în momentul când am conștientizat-o, trebuie să o spunem cu toată convingerea care este realitatea. Fără să încercăm să ne menajăm, pur și simplu trebuie să o spunem. Și dacă o spunem, și o spunem tare, cu glas tare, dacă o spunem folosind gesturile, folosind vocea pe care o spunem când suntem 100% siguri de un lucru, atunci acea realitate o conștientizăm și mai bine. De exemplu, cum zicea Anthony Robbins, un speaker, un autor de dezvoltare personală foarte cunoscut, dacă o persoană este mai plinuță și se uită în oglindă, în momentul ăla trebuie să spună că este cu adevărat mai plinuț și nu doar că are oase mari, cum îi spunea ea până acum, doar ca să facă să se simtă mai bine. Nu, ăsta e momentul în care se spune, da, sunt, cum vorbea el într-un limbaj și colorat, freaking pig. Bă, am înlocuit cuvântul, zice altfel. Apoi, pasul 2 pe care trebuie să-l facem este să luăm o decizie. Odată ce știm realitatea, trebuie să luăm o decizie. În viață, cu cât luăm mai multe decizii, cu atât ne controlăm viața mai mult. Nu luăm nicio decizie, viața noastră ne duce pe noi unde vrem. Sau pot lua altcineva în locul nostru decizii și altcineva ne poate controla viața. O decizie înseamnă că nu există cale de întoarcere. Știm unde vrem să ajungem și nu ne mai uităm înapoi. Nu zicem, încerc să văd cum este și văd eu dacă reușesc. Nu, o decizie înseamnă că ai ars toate punțile și mergi strict unde îți dorești. E bine să ne gândim, pasul al treilea, e bine să ne alții motivația, e bine să ne gândim la, cum zicea și Dragoș primară, că deja am obținut același lucru și să simțim bucuria
pe care o simțim când avem deja acel lucru. Asta este motivația noastră cea mai mare. Dar trebuie să facem lucrul ăsta tot așa, cu toată ființa. Trebuie să simțim cum fiecare celulă din corpul nostru radiază de bucurie. Și dacă avem un gest, dacă avem o vorbă pe care o spunem, atunci trebuie să spunem chestia aia în momentul când ne gândim că am obținut într-adevăr ceea ce ne doream. Și acum, dacă vreți să facem un mic exercițiu, vă rog să vă ridicați puțin și ca să intrăm puțin în atmosferă, toată lumea se fac cunoștință, deși ne cunoaștem cu toții, cu două, trei persoane, ca și cum ar fi un prieten foarte bun. Da. Să se pună într-o stare de bucurie maximă. Vedeți cel mai bun prieten. Ok. Și acum păstrați stare de bucurie. Sunteți cu cei mai buni prieteni. Da? În momentul ăsta vă simți bine. Ok. Și acum împreună să vă gândiți la un lucru care vi-l doriți foarte mult și că deja l-ați obținut. Sunteți deja într-o stare maximă de bucurie și să numărăm împreună până la 10 și după aceea să facem fiecare gestul de bucurie sau să spunem ceea ce ne dorim, ceea ce facem noi în mod firesc când obținem acel lucru. 10, numărați cu mine, vă rog. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și... Yes! Deci la oameni se bucură și are motivație puternică. Ce se întâmplă? Dacă facem chestia asta, atunci deja ne schimbăm starea, cum zicea Dragoș. Schimbându-ne starea, deja avem acces la toate resursele din noi. Mulțumesc! Pici continuă! Asta dea feedback. Ok. Dacă cumva nu facem chestia asta și zicem... Da, mă bucur că am obținut chestia aia, creierul nostru zice, cum? Pentru atâta lucruri să muncesc eu? Nu. No. Și atunci nu avem motivația necesară. Acești trei pași sunt 80% din ceea ce înseamnă succes. E partea psihologică, dar mai este și 20%, care este planul și acțiunea. Trebuie să ne facem un plan, chiar dacă nu știm exact la început cum arată și este ca un puzzle, știm, avem numai bucățică aici, una acolo, întotdeauna putem să vedem primul pas, chiar dacă nu-l știm. De exemplu, vrem să facem un business. Nu avem nicio idee despre cum vrem să facem acel business. Dar putem să modelăm oamenii care au făcut acest lucru. Putem să ne uităm înspre cei care deja au făcut acest lucru, care au făcut ceea ce ne dorim noi. Sau putem să fim în preajma acelor oameni. Apoi, în fiecare zi trebuie să contribuim cu ceva. Nu trebuie să ne forțăm dacă nu avem acea putere în noi, dar întotdeauna trebuie să fim setați că vrem să facem ceva în direcția asta. Un lucru cât de mic, dar trebuie să facem chestia asta. Cum zicea și Henry Ford, zicea că dacă tu ești convins că poți să faci un lucru sau ești convins că nu poți să faci acel lucru, ai dreptate. Vă mulțumesc!